Și prima întrebare care mi-a venit în minte și am și scris-o e: ce este The Entrepreneurship Academy? Da. Cred că răspunsul romanțat așa e un vis devenit realitate. Răspunsul mai operațional e o facultate care pregătește, pe lângă, nu știu, bucata asta conceptuală, teoretică pe care o fac toate facultățile, pune un accent, nu doar pregătește, ci pune un accent concret foarte mare pe partea practică. Adică studenții, în primul rând, fac ce vor să facă și învață la nivel conceptual și teoretic ceea ce îi ajută să pună în practică ce vor să pună în practică, și anume ideile de business. E o facultate de antreprenoriat și studenții învață conform pe un curriculum olandez în timp ce își dezvoltă propriile business. Nu toți, dar vasta lor majoritate. Adică e un teren de asta de încercare în care unii reușesc mai devreme, alții reușesc mai târziu. Ideea e că învață foarte mult din ceea ce practică. E o facultate acreditată în Olanda, corect? E o facultate acreditată în Olanda, adică absolvenții noștri primesc diplome de absolvire în unei facultăți din Amsterdam și emisie de statul olandez recunoscută în lume. E recunoscut și la noi? E una dintre întrebările care apar din pe sistemul clasic, trebuie, adică trebuie să te duci, să-ți dea un atestat, să-ți recunoască diploma, dar na, așa se întâmplă și cu facultăți de la Viena și cu, și cu facultății americane și de la Harvard. Trebuie să vezi o echivalență la Ministerul Educației. Asta e. N-am văzut că Vlad acum în orice postare zice și un PS. Uite diploma pentru cei care încă nu au văzut-o. Da. Deja devine o mantra. Da. Anul ăsta avem și eu lucrez la The Entrepreneurship Academy, ok? Nu eu, dar facem discuția asta tocmai pentru cei care sunt curioși ce înseamnă The Entrepreneurship Academy. Anul ăsta avem și primii alumni, primii absolvenți, cei care au scăpat sau au trecut de școală, au trecut de ochii oamenilor de acolo și sunt în piață. Dar uitându-ne înapoi acum 5-6 ani, nu știu când a apărut prima dată ideea și s-a coagulat ideea de Entrepreneurship Academy, de ce v-ați gândit că ar fi o idee bună să faceți o astfel de școală în România? Cred că am avut mai multe unghiuri. Eu am venit cu unghiul, nu știu, antreprenorului sau adultului care a urât școala. Am urât școala din toți rărunchii, mi s-a părut o enormă pierdere de timp și un loc în care totul era invers decât ar trebui să fie. Însă, deși am urât școala, mi-a plăcut foarte tare să învăț mereu. Mi-a plăcut să învăț lucruri noi, să aflu lucruri, să testez, să experimentez și să creez lucruri noi. Și am avut unghiul ăsta cu care am venit, că nu se poate ca pentru adolescenții, tinerii care vor să învețe, să nu există o școală în care să le și placă să învețe. Adică să ținem lucrurile astea separate, învățatul e una, școala e alta. Și cum am mai auzit pe la niște adolescenți, școala mai mult te încurcă decât te ajută dacă vrei să înveți ceva cu adevărat. Un alt unghi dintre noi, dintre cofondatori, a fost ăsta legat de cumva companiile cu care lucram și în care întâlneam absolvenți care nu erau foarte bine adaptați la realitățile astea în care trebuie să ai inițiativă, imaginație, agilitate, na, să poți să te miști de acolo-colo, erau destul de educați în sistemul tradițional, să mișcau, flexibilitatea era la cote foarte reduse și disponibilitatea asta de a imagina lucruri mari, de a le crește, adică și chestii legate de competențe, ca să zic așa concret, dar și chestii legate de ce e posibil pe lume. Iar al treilea unghi, care au fost între noi, absolvenți de executive MBA-uri de pe afară, INSEAD în principal, și care au rămas cu acest, această durere că uite ce mișto se poate face o școală de business și noi pe aici stăm la genunchiul broaștei. Și ei au vrut să pună umărul ca să avem și noi o școală de business autentică, relevantă. Și cu astea trei unghiuri ne-am apucat, într-adevăr, acum vreo 6 ani de zile, tot așa, într-un mod foarte, foarte
romantic, dar în același timp de care mi-aduc aminte cu enorm de multă plăcere. Ne-am testat conceptul, ca orice antreprenor, să pilotăm conceptul, vedem dacă el funcționează. Și am strâns, nu mai știu câți, cred că vreo 20 de elevi de clasa 11, așa, 12 erau, și i-am dus în Amsterdam cu avionul. Am avut o colegă, Ce aventură! era între noi pe vremea aia, i-a luat pe semnătură, deci ea avea tot așa până în 20 ceva de ani și i-a luat pe toți pe semnătură cu avionul până acolo. A fost o super aventură de 3 zile în care i-am dus acolo, ne-am cazat, ne-am urcat în metrou, ne-am dus în centru și ne-am zis, uite, trebuie să faceți bani. Dați bătaie, vedeți ce puteți să faceți, ne-am pus niște condiții să ce se poate face, ce nu se poate face. Lucrați în echipe. După aia, a doua zi, am fost la facultatea asta, să vadă facultatea, să înțeleagă, să simtă, tot așa, aveau sediu într-un hub antreprenorial. Și în cealaltă zi am făcut niște workshop-uri cu ei. Uite, cam cum ce e pe lume, ce se poate face. Și am constatat la prima mână că e ceva ce își doresc foarte tare și că li s-a părut senzațional experiența vieții lor și a noastră, unul dintre noi. Sunt convins că ați transpirat puternic Exact, în cele trei exact, zile. exact. Nu ne-a fost clar în ce ne-am băgat până când nu i-am văzut pe toți în grija noastră în Amsterdam, dar a fost foarte bine pentru toată lumea și așa ne-am prins că există ceva, există o nevoie care nu e acoperită și pe care noi o puteam acoperi. Și de atunci am început să construim. Cine e în spatele, e mult spus, de la cine a pornit facultatea asta? Cine sunt fondatorii? Gânduri ne-au umblat de mai multă vreme. Suntem, cred că în jurul MSM-ului, acolo, în programele lor, cumva ne-am întâlnit, dacă mi-aduc aminte de o conversație care a avut loc la Brașov, cred că cumva cu unul dintre programele MSM-ului ne-am strâns. Maastricht School of Management în România, dar erau oameni care sunt cofondatori acolo la Maastricht School of Management din România, de la Educativa, tot așa am avut pe cineva între noi de la început și mai erau câteva persoane care nu eram atașate de organizație, dar eram foarte interesate să punem umărul și tot ventilam idei, cum să facem, cum să trebuia să începem totul de la zero, na, să cristaliza mai greu. Până când a apărut în formulă și Universitatea Alternativă, Traian Brumă pe vremea aia, care a zis, bă, uite, noi am dat de unii în Amsterdam, care fac ceva ce seamănă cu ce vrem să facem noi, hai să vedem dacă nu putem să intrăm într-un parteneriat. Și ăla a fost momentul de click, ca să zic așa. Universitatea Alternativă avea și un parteneriat cu ING-ul pentru un fond ăsta de început, care era cel mai important să putem să folosim. Am avut un an de construcție în care n-am avut nici studenți, nici venituri și am nevoie de anul ăsta de construcție să acoperim costurile de setup. Și atunci am putut să începem. Ne-am întâlnit cu ei la Amsterdam, ne-am dat seama că, da, nu eram 100% pe același ca la pod, dar au fost suficient de multe lucruri în comun încât să zicem, hai să începem. Și când am început numai bine, în Amsterdam mai au vândut altora și atunci a trebuit să o luăm de la capăt cu ăștia noi. Și am construit cu noi proprietari, practic, tot ce am făcut de atunci, că am început cu 15, cu o singură grupă în primul an de 15 studenți și da, acum suntem peste 140. Una din diferențele mari pe care eu am găsit-o venind la EA față de, nu știu, școala tradițională, facultatea care am terminat-o și eu, e accentul pe care se pune pe lucru în echipă și cât de important e să înveți în echipă, care sunt avantajele lucrurilor în echipă și așa mai departe. De ce e accentul ăsta pus pe lucru în echipă și nu și care e diferența, care e valoarea adăugată? El vine dintr-o convingere pe care o avem ca antreprenori. Majoritatea dintre noi suntem antreprenori prin formare.
convingerea asta că e imposibil să reușești ca antreprenor singur. Adică poți să începi foarte, foarte la început, poți să zici că dai drumul la ceva singur, dar foarte curând începi să ai nevoie de oameni ca să poți să crești ideea. Și nu prea e posibil, nu e imposibil, dar e foarte greu să devii un antreprenor de succes dacă nu știi sau dacă nu înveți suficient de repede cum să creezi o echipă performantă. Asta e ideea pe baza căreia construim contextul ăsta și chiar și formatul ăsta de lucru în echipă, că la facultate e obligatoriu cumva. Și nu ne e deloc ușor, pentru că venim foarte în răspăr cu cum ajung, cu ce convingere ajung la noi absolvenții de liceu, pentru că ei sunt educați sistematic, uneori și acasă, da, dacă nu acasă, cel puțin la un sistem educațional, să evite chestia asta cu echipele. Adică să-și vadă de treaba lor, notele lor, examenele lor, tezele lor, olimpiadele lor, ce mai aveai pe acolo. Dar, în general, anturajul te strică. Asta e perspectiva și mai bine stai tu singur, mamă, și vezi de ale tale că... În antreprenoriat, anturajul poate să te strice, dar de cele mai multe ori te ridică. Adică, cu împreună cu cineva, reușești să vezi lucruri noi, să-ți imaginezi lucruri noi și să și faci lucruri noi. Și cum merge? Că tu ai văzut deja 4 ani de lucru în echipă. Eu am văzut doar jumătate de an. De asta te întreb din punctul tău de vedere cum merge. Eu ce am găsit în jumătatea asta de an, după un semestru, e că, într-adevăr, sunt foarte neobișnuiți cu ideea de a lucra în echipă, le e foarte greu să înțeleagă că fac parte dintr-o echipă și cum pot să-și maximizeze lucrurile care le pot pune pe masă, fiecare dintre ei. Pentru că, uitându-mă la fiecare din studenții care sunt în echipa mea, eu am 12 studenți, fiecare are câte ceva special. Dacă e ceva ce am găsit ca un comun, toți sunt deștepți, foc, unul nu-i prost, și fiecare pune pe masă niște lucruri care ar fi de folos dacă ar reuși să se adune și să lucreze într-adevăr ca o echipă. S-ar putea ajuta extrem de mult, dar nu le vine natural de nicio culoare. Și mă întrebam cum ai văzut, cum se întâmplă lucrurile în celelalte echipe. E la fel? Trec printr-un proces din asta de multă zbatere, multă durere, multă neacceptare, până reușesc să-și găsească drumul să devină o echipă? Reușesc? Nu reușesc? Uneori reușesc, uneori nu reușesc. Acum trebuie spus că formatul nostru ăsta de învățare și de lucru în echipă e diferit de formatul antreprenorial care într-un demers antreprenorial, într-o companie, mai ales sunt una mică la început de drum, e mult mai limpede de ce suntem aici și ce vrem să obținem împreună. Adică ce nu putem obține decât împreună. Într-o structură de învățare, cum suntem noi, echipele noastre sunt mai degrabă echipe de învățare. Adică scopul lor cel mai palpabil e să învețe împreună. Ori asta vine în complet răspăr cu cum au ajuns aici. Și cum își imaginează că vor ajunge mai departe. Adică, așa cum zici, sunt foarte inteligenți, mulți dintre ei foarte ambițioși, dar își traduc ambiția asta ca un efort personal, individual. Trebuie să tragă de ei, să muncească, să citească, să învețe, să ajungă și să ducă mai departe. Le scapă avantajele de a fi mai mulți și de a împărți și nu știu, greutatea, dificultatea, blocajele, resursele, capabilitățile, complementaritățile, sinergiile. E ceva ce trebuie să educăm. Și acum, de la echipă la echipă, depinde și cât de multe lucruri aleg ei să facă împreună ca business. Adică câți din echipă sunt implicați cu câți alții din aceeași echipă sau aleg mai degrabă să lucreze cu alții din alte echipe sau cu oameni din afara facultății. Că pe măsură ce faci lucruri împreună, echipa se sudează. Pe măsură ce faci mai puține lucruri împreună, învățarea asta devine mai desprinsă de practică și atunci nu e cea mai bună variantă. Dar ce sper să reușim din ce în ce mai bine să facem e să creăm această întâi predispoziție, după aia interes și poate ușor, ușor preocupare sistematică de a învăța împreună.
Pentru că eu sunt, am și o practică de consultanță în transformare organizațională și mai ales în lucru cu echipele de leadership. Asta nu e ceva deloc comun pe aici, în România, ca echipele să învețe împreună. Deci, de obicei, când subiectul apare, toată lumea are asta cu învățarea continuă, nu știu. Ne Dar place, da. e vorba de învățarea individuală, adică ce a învățat angajatul, managerul, directorul. Dar ideea că am putea să învățăm împreună e ceva mai degrabă nou, neobișnuit și se uită așa un pic ciudat, adică să învățăm împreună. E multă valoare aici și e multă valoare pentru că ajută ca lucrurile să se întâmple mult mai repede și mai ușor dacă oamenii au o reprezentare împărtășită despre ce învățăm din ceva bine sau din ceva rău sau din ce am citit sau din ce am auzit sau din orice. Cei care au reușit să învețe împreună, până acum din echipele care au trecut, care au terminat până în 4 și cei care au absolvit, cum au reușit să învețe împreună? Adică ce au făcut ăștia care au avut succes? Nu e o chestie continuă. Adică și ei au momente în care învață mai bine împreună și momente în care învață mai puțin bine împreună. De obicei învață cel mai bine împreună când scopul e foarte limpede și împărtășit. Adică își doresc toți să învețe chestia asta și atunci găsesc o formulă în care să o învețe împreună. Când discutăm de, nu știu, chestii mai degrabă de comportamente, valori, atitudini, atunci lucrurile nu mai sunt așa de ușoare. Pentru că e un nivel mai profund, e un nivel mai, uneori mai delicat, și când ne dăm feedback-uri și când propunem variante de îmbunătățire, lucrurile nu mai sunt la fel de, nu mai merg la fel de uns ca atunci când trebuie să învățăm, nu știu, un skill sau ca atunci când avem o problemă de business și vrem să ne ajutăm unii pe alții să o rezolvăm. Atunci lucrurile merg foarte bine. Adică noi avem nu știu cum să-i zic, instrumentul ăsta de învățare 24 Hours Challenge, în care studenții primesc un brief de la un antreprenor și timp de 24 de ore trebuie să producă, să propună cea mai bună soluție de care sunt capabili. Asta li se pare senzațional tuturor, Am văzut că pentru se că, strâng foarte da, bine. timpul e scurt, obiectivul e clar, își relativ repede acomodează competențele, nu știu, preferințele și de lucru și tematice, atunci li se pare o experiență foarte faină în care învață mult. Dar dacă te uiți cum arată debrief-ul, tot așa, debrief-ul pe conținut merge repede, debrief-ul pe contribuții, comportamente, cum putem să relaționăm mai bine data viitoare, asta merge un pic mai greu, că nu sunt obișnuiți. E un tip de conversație la care trebuie antrenament, ca să înțelegi valoarea. În paralel cu accentul ăsta care e pus pe învățarea ca echipă sau în echipă, e conceptul de, nu știu cum se zice în română, self-guided learning, învățare autoghidată. Da. Mamă, ce ciudat sună. Da. Ce înseamnă chestia asta și cum funcționează ea în contextul învățării ca echipă, în echipă? Trebuie să mă dau un pic în spate, apropo de unde venim. Noi am făcut parteneriatul cu facultatea din Olanda, dar facultatea din Olanda nu e inițiatoarea conceptului ăstuia de facultate de antreprenoriat pe care îl folosim. Inițiatorii sunt în Finlanda. Conceptul ăsta a fost creat și pus în practică pentru prima dată în Finlanda acum 26 de ani. Și conceptul în Finlanda este self-organized learning, adică învățare autoorganizată. Și anume, studenții hotărăsc 100% ce învață, cum învață, cu cine învață, ce business-uri, ce workshop-uri, ce program. Trebuie să aibă un număr de credite ECTS, ca ei sunt acolo în facultăți de stat, nu sunt în facultăți private, dar dincolo de asta au libertate totală să-și organizeze propriul parcurs de învățare. Așa ceva nu prea se poate acredita nicăieri în afară de Finlanda, știm toți că educația în Finlanda e o clasă în sine, așa, cu categorie în sine. Și atunci ce au făcut cei din Olanda, acum 11 ani, a fost să ia modelul ăsta și să-l transforme din self-organized learning în guided self-organized learning, adică învățare auto-organizată, ghidată. Ceea ce face ca modelul să poată fi acreditat și a și fost acreditat în Olanda. Și anume, nu 100% studenții decid ce fac, ci 50%. Adică cam jumătate din cele 5 zile a unei săptămâni ei sunt
cumva, în parcursul lor de învățare e ghidat de noi, e organizat de noi, cursuri, workshop-uri, evenimente ce au acolo, și jumătate e la ei, să-și dezvolte business-urile, să ducă în piață, să întâlnească, să participe la alte evenimente, alte programe, orice vrei să facă. Deci de aici vine cumva acest guided self-organized learning. Fundamental antreprenoriatului e totuși să-ți poți decide propriul drum, adică nu prea poți să fii un antreprenor dacă ai nevoie să-ți se spună ce să faci, cum să te dezvolți, ce să faci cu business-urile. Nu prea merge. Normal că toți antreprenorii de succes apelează la un moment dat la coaching, la mentoring, la you name it, la consultanță, dar aia e cu totul altceva. Dar așa, day by day, oamenii trebuie să aibă autonomie în gândire, în acțiune, în risc, în creștere, în dezvoltare, în învățare, în toate cele. Așa că încercăm să educăm chestia asta cât mai devreme. Și să-și găsească echilibru în echipă, ca și într-o echipă în business, unii sunt mai predispuși la autonomie, alții mai puțin predispuși la autonomie, au nevoie de mai mult ghidaj la început sau poate chiar și mai târziu. Și e important să se vadă în toți papucii, și când fac de capul lor și hotărăsc ei și iese bine sau nu iese bine, și când ascultă de alții și iese bine sau nu iese bine. Și cine sunt experții pe care școala îi aduce să le arate calea pe anumite subiecte? De unde vin ăștia? Sunt profesori din cadrul universitar? Sunt, Da. cine sunt? Denumirea lor în engleză e greitoare ca parte din răspuns. Ei se numesc field experts. Adică sunt experții din teren, De pe câmp. experții unui domeniu anume. Nu sunt experți academici, în sensul academic al cuvântului. Asta nu înseamnă că nu înțeleg sau nu știu bucata conceptuală și teoretică, dar înseamnă că nu aia predomină, nu de-aia aducem, nu de-aia alegem. Noțiunea de field expert înseamnă că cel care vine în fața studenților a dobândit în realitate, în teren, o expertiză în despre ceea ce vorbește. Adică avem, nu știu, la marketing, avem un expert care a lucrat ca marketing manager în câteva companii multinaționale și are o companie care din asta trăiește, din consultanță în marketing, în HR la fel, sau în finanțe, sau în contabilitate, sau despre orice domeniu, sau în vânzări, despre orice vorbim, e important să vină oameni care au trecut testul ăsta greu al vieții și anume, într-un fel sau altul, au trăit din asta. Pentru că atâta vreme cât doar citești sau doar predai sau doar crezi că știi cum ar fi bine, e un nivel de expertiză. La nivelul de expertiză la cel mai important să câștigă la contactul cu realitatea, care de obicei are alte păreri decât noi, atunci trebuie să înveți să vezi cum poți să-ți validezi expertiza asta în piață. Cineva trebuie să tu crezi că ai valoare, dar cineva trebuie totuși să pună valoare pe expertiza asta. De asta aducem în general experții care practică ceea ce povestesc. Normal că abordarea lor nu e o abordare la fel de academică ca în facultățile tradiționale, dar ne asumăm acest trade-off, ca să zic așa, pentru că totuși studenții sunt acolo ca să învețe cum să faci o chestie și e important să înveți de la oameni care au făcut-o. Un lucru care m-a surprins plăcut, să zic așa, în momentul în care am început la EA anul trecut, e că eu nu știam că studenții, de exemplu, din primul an sunt nu doar încurajați, ci Împinși. împinși cumva să-și facă propriul business. Și nu e un business teoretic, avea o denumire chestia asta, o firmă de exercițiu, cred că așa se numea. Sau se numește, ci chiar să-și facă un business, un SRL pe care îl înregistrează oficial și trebuie să dovedească că sunt capabili să producă bani, bani reali, nu bani de Monopoly sau de altfel. Și există un obiectiv de a produce bani, o anumită sumă de bani până la finalul primului an, altfel nu-și iau creditele. Și trebuie să facă chestia asta în echipă, ceea ce e o chestie care eu n-am mai auzit-o până în momentul ăla. Și obiectivul de a produce bani este un obiectiv de echipă. One for all and all for one. Dacă unul nu reușește să-și producă banii, toată echipa nu-și primește creditele. De unde
treaba asta? Iarăși, e o diferență de model. De la mama ei în Finlanda, ei fac chestia asta. Manigolul ăsta e un manigol de profit. Deci, iarăși, fundamental pentru antreprenori, se poate produce nu doar cifră de afaceri, ci și profit. Că de acolo se poate dezvolta, e singurul fel în care poate investi și poate crește. Deci, nu se poate să ai o idee bună dacă ea nu produce profit. La un moment dat, nu trebuie în prima săptămână sau în prima lună, poate nici din primul an, dar trebuie la un moment dat să înțelegi cum merge către profit. În Finlanda, studenții dintr-o echipă au o singură companie. Deci ei sunt toți, mă rog, la ei e cooperativă, nu e companie, dar sunt toți membri ai aceleași entități juridice care produce acest, fac diverse lucruri care aduc venituri în organizație, în companie. Și după ce scad toate costurile, cheltuielile și de proiect și de back office și orice mai au, trebuie să iasă pe profit. Noi am încercat și noi varianta asta în România, nu ne-a ieșit foarte bine. Mi-aduc aminte și acum, cred că cu 2 ani sau 3 ani am încercat-o. Și când s-au dus studenții, 14 studenți la Registrul Comerțului, că vor să fie acționari într-o firmă, s-a întrerupt activitatea la Registrul Comerțului. Eu zic, stați puțin, stați așa, trebuie să chemăm pe cineva, uite ce vor tineri ăștia. Nu se poate. Nu se poate să nu se poate, hai să facem. Până la urmă s-a putut, dar a fost ceva neobișnuit. Că 14 oameni vor să... După care a fost chestia aia cu administratorul, că îi băgaseră în penal și trebuie să fie 14 administratori, iar a fost o chestie, o nebunie. Așa că am renunțat la modul ăsta de a face lucrurile și la momentul ăsta, într-o echipă, studenții își pot face propriile companii în ce combinații vor ei cu oameni din echipă sau din afara lor, dar calculul se face în echipă. Ideea asta, da, într-o companie în viața reală, nu se poate, adică dacă numai unii contribuie la profit, nu se poate. Toată lumea trebuie să contribuie la profit, pentru că e un profit pentru toată lumea. Știu că există și abordarea asta a patronului care ia profitul și își cumpără mașini și case și piscine. Noi nu îmbrățișăm, nu suntem în filmul ăsta. Un antreprenor are nevoie de profit ca să poată crește, să poată investi, să poată dezvolta, să poată cerceta, să poată încerca lucruri noi, să poată ieși pe alte piețe. Are foarte multe nevoi de creștere pe care profitul e singurul, sau nu singurul, dar cel mai bun, cel mai credibil instrument cu care poate obține resursele astea de dezvoltare. Și atunci asta încercăm să educăm la ei, n-ajunge doar ce faci tu. Tu poți să fii cel mai bun și cel mai profitabil într-o echipă sau într-o organizație. Dacă ei nu sunt, poți să uiți. Nu te alegi cu nimic. Organizația nu merge înainte, echipa nu merge înainte. Adică performanța echipei e întotdeauna mai importantă decât ce reușesc eu singur. Dacă vreau să fiu antreprenor, dacă vreau să fiu freelancer, e absolut ok să-mi văd eu de treaba mea, să-mi fac eu profitul meu și să trăiesc bine din el. Dacă vreau să fiu antreprenor, dacă vreau să lucrez într-o multinațională, să lucrez într-o echipă, dacă vreau să, nu știu, într-o fundație, dacă mă duc, nu-i vreau de profit, ci de resurse, de a crea resurse pentru a rezolva nevoile respective, nu se poate decât dacă punem toți osul. Și să punem toți osul are două fețe ale monedei. Să punem toți osul în sensul să ne ajutăm foarte mult unii pe alții, dar să punem toți osul în sensul în care și să nu ne încurcăm unii pe alții. Dacă putem să ne ajutăm și să mergem împreună, asta e foarte bine. Dacă cumva ne ajutăm, dar unul, doi dintre noi nu se lasă ajutați, nu reușesc să se integreze în echipă și să își facă manigolul, atunci ei trebuie eliminați din echipă. Adică ideea că toți forever noi nu o să putem să obținem creditele că sunt doi care nu vor să facă profit, nu e, chiar și în viața reală, asta nu e fezabil. Trebuie să facem tot ce putem ca să ne ajutăm unii pe alții, dar dacă 1, 2, 3 cazuri câte sunt, constatăm că nu ajungem la niciun rezultat, deși am încercat tot ce ne-am priceput, atunci trebuie să rupem pisica în două și să zicem, ok, hai să ne despărțim. Pentru că poate ei au alte, nu știu, feluri în care își pot produce performanța în viață, nu neapărat în echipa asta, nu neapărat în felul ăsta, nu neapărat pe calea asta.
E o decizie care e foarte grea și pe care o iei foarte greu și ca adult. Dar mai Clar. ca student la 20 de ani, 21 de ani, hai să-l dăm afară pe Georgel. Clar. Dar ideea asta, ți-e cu atât mai greu ca adult, cu cât încep mai târziu. Deci noi îi antrenăm exact. De tineri să aibă astfel de discuții exact. Și să poată să ia niște decizii atât de grele, da. Super încărcate emoțional. Da. Și în care nu-i totdeauna așa de limpede unde tragi linia. De asta și sunt importante, că ele îți normezi criteriile astea pe măsură ce faci. Nu? Dacă doar citești și îți imaginezi cum ar fi, cum ai și văzut, e foarte diferit de când chiar faci chestia asta. Nu? Și nu o faci foarte bine din prima, poate nici de la a doua, nici de la a treia, dar ușor, ușor începi să capeți încredere unul la mână în tine, că poți să faci chestia asta, doi la mână în ceilalți, că atunci când o faci cu ei nu o să fie așa dramatic, și trei la mână în proces. Păi nu facem așa... Era sigur o prostie. Există o... Nu facem la întâmplare, da? Există un fel în care ne uităm la chestia asta. Există un fel în care învățăm nu numai despre conținut ce vorbim, dar și despre proces. Cum putem să facem chestia asta din ce în ce mai bine? Să producă rezultatele pe care ne dorim din ce în ce mai ușor. La rigoare, cum putem să facem ca să nu mai ajungem aici? Adică după ce am eliminat doi oameni de echipă, ce trebuie să facem? Ne-a fost greu, nu ne-a plăcut. Da? Ce putem să facem ca să nu mai ajungem acolo? Cum putem să-i ajutăm pe oameni să țină pasul mai din timp sau în feluri diferite. Sau. Discuțiile, da, conflictele pot fi foarte nasoale, le pot rupe o echipă, pot și indivizi și echipe. În aceeași măsură, ele pot întări și indivizi și echipe. Adică oamenii pot ieși mult mai bine dintr-o discuție delicată, dificilă, decât au intrat. Ca parte din procesul de guided self-learning, organized learning. Când a apărut în peisaj rolul de team coach? De la început sau a apărut pe parcurs? A fost de la bun început în Finlanda, a fost parte din model, dar iarăși, sistemul finlandez de educație educa autonomia de la grădiniță, adică nu a apărut la facultate. Asta e aproape o cerință pe care o au de la copii, și după aia elevi, adolescenți și tineri, să poată să își hotărească în etapa asta parcursul de învățare. Ce vor să învețe, de ce vor să învețe, cum vor să crească, cu cine și mai departe. La noi, noțiunea asta de team coach a fost foarte revoluționară, chiar și pentru noi care am început-o. Adică și noi a trebuit să învățăm cum să face chestia asta educațional. Unii mai avuseseră în contact cu noțiunea de coaching individual de business, adică da, de team coaching de business, nici măcar asta, că acum 6 ani subiectul nu era pe aici, pe agenda cuiva. Acum a început să fie, din fericire, și la nivel local și la nivel internațional, au apărut la ICF principiile de team coaching, acum lucrurile sunt un pic mai clare. Dar acum 6 ani nu erau așa de clare. Norocul nostru că am avut în Olanda niște parteneri foarte pricepuți, competenți, valoroși, de la care am putut învăța și care au fost foarte confortabili. Asta e o caracteristică olandeză, cel puțin a celor care noi am parteneriat, să fie foarte deschiși și interesați de procesul nostru de învățare. Că am învățat cum se face, în mod evident nu putem să facem team coaching cu studenți români cum fac ei team coaching cu studenți olandezi. Și aici e, nu-i ca în Finlanda, dar nu-i nici ca în România. Adică e mai aproape de noi, dar nu-i ca la noi. Și atunci a fost un proces ăsta continuu de învățare reciproc. Da? Cum se face pe aici, pot și ei să facă lucrurile mai bine. Noi mai mult învățăm de la ei cum să le facem. Acum avem și un între timp coach de acolo care s-a mutat în România și lucrează împreună cu noi. Deci am avut privilegiul unui proces de învățare foarte bun, în așa fel încât să putem să avem un corp, de, să zic, de competență și de înțelegerea subiectului care să ne dea încredere că e cea mai bună variantă de învățare, cel puțin la nivelul ăsta antreprenorial universitar, să zic așa. De precizat că fiecare echipă de student are un team coach alocat, uh-huh. Și rolul acestui team coach este ce? Eu întreb de dragul podcastului ca în fel mi-arăți ușa. Nu. Faci foarte bine ceva. Da.
Rolul principal, are mai multe roluri, dar rolul principal este să ajute studenții să învețe unii de la alții. Normal că tentația lor e să învețe de la noi, de la adulți, că așa cu obiceiul ăsta vin. Eu întreb și adultul îmi spune. Da, și au foarte multe întrebări de genul ăsta în program. Da. Să zi tu cum e. Și noi am învățat, fie de la noi, fie partenerind cu olandezii, că asta nu e deloc cea mai sustenabilă, nici cea mai eficace, nici cea mai sustenabilă formă de a învăța. Că e mult mai important să găsești un fel de a învăța încercând, de a învăța întrebând, de a învăța răspunzându-ți unul cu altul în locul în care te doare cel mai tare. Și locul ăsta de obicei e al lor, că ei își împărtășesc și, nu știu, fricile legate de business-urile lor și perspectivele legate de business-urile lor, că se uită altfel decât noi la business-urile lor și aspirații legate de business-urile lor. Așa că e foarte important cum învață unii de la alții și cum își creează fiecare oportunități de a învăța din experiențe pe care le creează pentru ei sau unii pentru alții, mai mult decât să vină la noi și să zică, zi-mi tu cum să faci. Că asta nu înseamnă că nu le zicem niciodată cum să faci sau că noi ajutăm uneori să evite niște... E o linie fină. Da, niște decizii care ar putea fi dezastroase, da? Dar nici nu-i ferim de decizii care se termină prost și din care au de învățat, pentru că așa arată realitatea cea mai valoroasă. Da? Trebuie să iei contact cu ea și să înveți din ea. Am văzut că e o linie foarte fină în momentul în care purtăm discuții în echipă cu studenții. E o linie foarte fină de ținut în minte sau să te ții de ea între team coach și business coach. Sau business mentor. Pentru că ei au nevoie de informații, sunt foarte flămânzi, vor să afle tot felul de lucruri și nu mai au răbdare, stai până când îmi pune o întâlnire cu un business mentor să-l întreb pe ăla. Zim tu că ești aici, ai trecut prin niște lucruri, hai zim. Și te împing înspre a le da un răspuns. Câteodată e bine să le mai dai și câte un răspuns să-i ajuți, dar de cele mai multe ori eu am găsit că mai bine le pui niște întrebări ca să-și pune ei mai multe întrebări care se prezinte în fața acelui business mentor. De cele mai multe ori iau răspunsurile în echipă. Uneori chiar și individual, dar în echipă, dacă te întorci, cine s-a mai lovit de problema asta până acum, aproape inevitabil. Cine o să zică, bă, am mai pățit eu chestia sau știu pe cineva care a pățit-o sau părinții mei când au făcut firma au făcut chestia asta. Adică clar apare din echipă să construiește un corp de răspuns, chiar dacă nu e răspunsul definitiv, chiar dacă, ceea ce nu există. Nu e răspunsul ăla pe care îl caută studentul care să-i rezolve problema. Exact. Dar găsește un loc de unde să apuce rezolvarea problemei, care e foarte valoros că vine de la, e mult mai valoros că vine de la ei decât dacă vine de la noi. Pentru că e ceva ce eu sper ca ei să ducă cu ei, mă rog, și ăștia care sunt absolvenți par să facă, să ducă cu ei în echipele din business-urile lor această abordare, că nu trebuie ca ei ca antreprenori sau ca șef să fie deținătorii răspunsurilor, că ai blocat totul la tine. Nu? Ideea e să ai un fel în care echipele astea și echipele tale din business-ul tău învață singure și să educă, să cresc. După aia ăștia devin la rândul lor șefii altora și îi ajută pe aia să se dezvolte singuri. Și așa, dacă tot timpul răspunsurile bune stau într-un loc, n-ai cum să crești prea mult. Și e foarte periculos. Da. Am observat că și la nivelul ăsta de echipe de studenți apare natural, de altfel, gândirea în silos sau silo thinking, nu știu cum se traduce. Și câteodată văd dincolo de propria persoană sau de propriul business și se duc către echipa din care fac parte să pună niște întrebări, pe lângă întrebările pe care le pun team coach-ului sau business mentorului, dar nu văd celelalte echipe din facultate pe care le pot accesa foarte bine, sau ceilalți studenți, nu neapărat echipe. Da. Care fiind din ani mai mari sau echipe din același an, dar sunt populate cu oameni cu experiențe diferite, cu răspunsuri diferite, cu pregătire diferită și ar putea să-i acceseze oricând, pentru că au acces la ei prin tot felul de canale. Dar nu o fac, pentru că nu văd varianta aia foarte des. Aici e un pic, soluția e un pic împărțită și noi trebuie să ne facem treaba mai bine. Clar. Aici și noi... Încă n-am găsit formula cea mai bună de a încuraja formarea acestei comunități. E adevărat că nici pandemia nu ne-a ajutat. Începuserăm niște lucruri, laserăm pe un drum și acum trebuie să
să ne oprim din el, pentru că nu ne mai putem întâlni și ideea asta de comunitate virtuală e valoroasă, dar nu e ceva la care să ne pricepem, despre care să fie un fel de competență. Deci, pe de o parte, noi mai avem lucruri de făcut, pe de altă parte, asta crește și cu anii. Tu ești expus la anul întâi și pentru anul întâi probabil că e cel mai dificil. Pe măsură ce ei se mai obișnuiesc cu ideea asta și încep să se împrietenească și să mai știe lucruri și în afara canalelor, să zic, oficiale de comunicare între noi, în care ei împărtășesc ce face fiecare cu business-ul lui, încep să apară și relațiile astea informale, atunci ușor, ușor, eu am văzut un progres. Adică anul trecut, spre exemplu, când veneau studenții în echipă și am problema asta, nu știu cum să o rezolv, sau uite, m-am lovit de chestia asta, îmi trebuie competența asta, când întrebam, da, aici în facultate, alți studenți, așa, zicea, a, nu, n-am întrebat, nu. Acum e din ce și mai frecvent răspuns. Adică aproape, nu știu dacă, cred că am pus semestrul ăsta întrebarea de câteva ori și n-am primit niciodată răspunsul că n-au vorbit deja cu oameni în facultate. Adică începe să se lege, ușor, ușor, începe să se lege și din perspectiva lor că cel mai la îndemână fel, poate ne ajută și grupul de WhatsApp, comunitatea, cel mai la îndemână fel de a avea un prim cârlig despre cum să rezolv ce am de rezolvat, e în comunitate. Și dacă nu reușesc în comunitate, pot să mă duc mai departe și de cele mai multe ori am văzut că reușesc în comunitate. Adică comunitatea e așa de resourceful, de plină de resurse, încât sunt foarte rare ocaziile în care nu pot să rezolv ceva aici. Dar nu le vine, nu e primul gând, nu e prima tentație. Mi-am aduc aminte și la ultimul team session, una dintre studente a deschis o problemă pe care o are în companie, conduce o divizie a unei companii și cerea sfatul, sugestii de la colegi, cum să facă, nu știu, și au început niște discuții, dar nu prea se adunau, că era o speță delicată. Era o speță delicată care implica un adult de 40 ceva de ani, da. Când te uiți de la 20 și ceva, nu-ți vine așa, nu le-am avut toți pe astea. Și am întrebat, da, te-ai gândit să vorbești cu field expertul cu care ați făcut chestiile astea delicate, de relație și așa, sau nu? Da, uite, asta, da, nu m-am gândit. Da. E o idee. E o idee, că, adică, de unde mă uitam eu din ce am văzut între noi, părea persoana cea mai potrivită, cea la care eu m-aș fi dus să întreb dacă aveam o astfel de problemă, să întreb, tu cum te uiți la chestia asta? Ai o idee? Ai mai văzut? Ai mai întâlnit? Nu să vină să-mi facă, nu să vină să-mi zică cum se face, dar să încep să alimentez gândirea cu ceva care e relevant și practic. Deci încă nu e un reflex necondiționat, dar cred că suntem pe drumul cel bun și mai avem lucruri de făcut de toate părțile. Ne apropiem de final. Mai am două întrebări mari și late. Prima, ai menționat la început că ați început toată povestea asta luând un grup de studenți, ducându-i în Amsterdam... De elevi. Foarte important. Da. Minori. Da, minori, cu niște părinți curajoși. Da. Și i-ați dus în Amsterdam 3 zile, s-au întâmplat lucruri acolo. Se regăsește povestea asta în Learning Journeys, care apar și pe site-ul de Entrepreneurship Academy, în care se povestesc niște lucruri despre aceste Learning Journeys, care sunt câteva săptămâni, nu sunt 2-3 zile. Ce este acest Learning Journey prin care trece studentul? Ele sunt diferite de la an la an, așa ca principiu sunt niște experiențe de învățare, cât mai practice posibile, în medii de învățare complet străine studenților. Adică în anul întâi ele se întâmplă în Amsterdam 5-6 săptămâni și foștii elevi, proaspeții studenți, că sunt primele săptămâni din anul întâi, trebuie să facă foarte multe lucruri acolo în Amsterdam, pe care nu le-au mai făcut până acum și niciun caz cu oamenii, cu colegii care sunt acolo. Adică sunt singuri, sunt fără părinți, nu e turism, nu sunt la plăcere și distracție. Trebuie să învețe lucruri. Și chestia asta îi scoate din zona de confort. Trebuie să trăiască împreună, în dormitoare. Unii dintre ei n-au dormit niciodată în viața lor cu cineva, cu altcineva. Adică dacă sunt copii singuri acasă, au avut
camera lor, patru, aici stau câte 4, 6, 8 în cameră. 4 săptămâni, 5 săptămâni, 6 săptămâni. It's a big one. Crash course. It's a big one. Și de capul lor, da? Și într-un oraș străin și cu multe lucruri, o cultură diferită, o interacțiune, relații, să ceartă, să împrieteneze, da? Trebuie să aibă grijă de ei a la lung. În anul 2, și e un loc în care noi cumva ne ocupăm de organizarea acestei chestii. În anul 2 merg în Cape Town, care iarăși pentru mulți dintre ei, Africa, Cape Town, la capătul Africii, altă cultură, alt totuși mediu. Totul altceva. Și acolo ne împărțim frățește. Jumătate, cam jumătate organizăm noi, jumătate și organizează ei. Dar ei și organizează zborurile, cazarea, workshop-uri, ce învață, merg la facultate și mai departe. Tot așa, îi scoate foarte tare din... Li se părea că în Amsterdam, dacă au făcut Amsterdam, gata, acum lumea e a lor, dar acum încă nu e chiar așa, că încă sunt lucruri, apropo de medii diferite, pe care nu le știau, nu le înțelegeau așa. Nu. În anul 3, să duc fiecare unde vor ei. Până acum au stat în echipe, tot timpul au stat în echipe. Acum, în anul 3, să duc fiecare unde vor ei, timp de o lună de zile, parcă, sau două luni de zile. Două luni de zile, să duc unde, în Cape Town stau o lună de zile și în anul 3 să duc două luni de zile. Să duc unde vor ei în lume. Asta e încă și mai, au fost până acum în San Francisco, au fost în Israel, au fost în India. Unde credeai că e relevant pentru business-ul lor sau pentru, fix unde vor ei? Pentru business-ul lor sau pentru ce vor să obțină din acest learning journey, că unii au drept scop să hotărească ce business, în ce business să investesc după ce termină facultatea. Și vor să vadă medii foarte dezvoltate, antreprenorial, sau medii foarte, cum să zic, la început efervescente, antreprenorial, ca să mai la început. Medii care seamănă cu cei la noi sau medii care sunt foarte diferite de cei la noi. Dar e și, are și un drive personal, dar are și un drive de business. Ăștia care au deja niște business-uri, să gândesc să ducă în locuri care sunt importante pentru business-urile lor. Adică când se pregăteau înainte de pandemie să plece, nu trebuie să stai toate două luni într-un loc, adică aveau, se duceau în China, se duceau în, își luaseră bilete de avion, adică nu s-au dus mă la urmă, da? Luaseră bilete de avion, Singapore, Coreea, Japonia, China, SUA, aveau destinații interesante, câte doi, câte trei, se reuneau într-o țară unii pe care îi interesau, după care se împrăștiau, se mai reuneau peste trei săptămâni în altă țară, câte cinci, iar se împrăștiau. Ce fain! Da, ca să-și satisfacă aceste nevoi de învățare. Și care unora le schimbă viața, adică pentru absolvenți, ei au avut San Francisco în anul 2, nu în anul 3, unora dintre ei le-a schimbat semnificativ felul în care se uitau la business și la ce-i posibil pe lume. Să stai în Silicon Valley o lună de zile, nu-i de acolo, adică îți mută față de oricât de efervescent e Bucureștiul sau, nu știu, chiar în Europa, când te duci în America, e altă planetă și înțelegi că lucrurile se pot face mult mai mare și mult mai... Și au venit cu aceste ambiții care, din fericire, acum au și dat roade, adică absolvenții noștri au business-uri bune, în creștere, serioase, semnificative și făcute foarte fain. Deci a contat, aceste learning journey-uri nu sunt, nu știu, niște cireașa de părtori, sunt niște componente foarte importante ale procesurilor de învățare și de creștere. Uh-huh. Ultima întrebare. Fiind o facultate privată, e o facultate pentru copii bogați sau doar pentru copii bogați care își permit să plătească fiul la facultate privată sau nu? Să e accesibilă pentru aproape oricine? Nu știu să răspund la întrebarea asta, că nu știu cum să definez bogat. Cel puțin pentru București, facultatea noastră costă la nivelul unui liceu privat și chiar mai puțin decât multe licee private din București. E un pic mai scumpă decât unele grădinițe. Așa. Dar dacă te gândești la, nu știu, la veniturile, cel puțin ale mediului ăsta corporatist în care ne învârtim noi, nu e ceva așa, nu trebuie să fii bogat ca să poți să dedici educație, nu știu, 800 de euro pe lună sau o chestie de felul ăsta. Da, nici nu merge dacă n-ai resursele de trai, dacă subiectul ăsta e un subiect important. Deci nu cred că e o facultate pentru copii bogați, cred că mai degrabă e o facultate pentru părinți și adolescenți care sunt convinși că merită să investești în educație.
pentru că cumva targetul nostru, adică studenții noștri fac alegerea dacă vin la noi sau pleacă în străinătate. Nu fac alegerea dacă vin la noi sau se duc la ASE. Nu prea am auzit. Poate 1, 2 am avut eu unul într-o echipă care a făcut alegerea asta. Noi l-am acceptat, după ales eu totuși mă duc la ASE și după un an a venit la noi. Adică și acum e anul 4. Dar al minte nu prea așa se face, nu așa se face alegerea. În aceeași ordine de idei, dar din altă perspectivă, noi avem burse, ei pot obține burse, avem studenți care s-au autofinanțat practic în anii ăștia, din sponsorizări, din ce au reușit să obțină, din evenimente pe care le-am creat noi ca să-i ajutăm pe mulți dintre ei. Acum avem și accesibil un sistem de finanțare de împrumuturi, care e un sistem foarte asemănător cu ce împrumuturile pe care le fac când se duc în Anglia, spre exemplu. Cu perioadă de grație, nu plătesc nimic până când nu termină, după aia e o perioadă foarte lungă de plată înapoi. Adică la momentul ăsta nu cred că banii au oprit pe cineva care vrea să vină la noi să vină. Soluții găsim întotdeauna și m-am bucurat foarte mult să-și ajută unii pe alții studenții să obțină resurse de finanțare dacă există interes și avem un student în anul 4 care a pornit o campanie de-asta practic de finanțare, să convingă antreprenori să îl sponsorizeze ca să poată să își facă și learning journey-ul de anul trecut și să termine și a obținut mai mulți bani decât îi trebuia. Atunci așa a pus problema, cine mai are nevoie de bani în facultate ca să pot să ajut. Adică resurse sunt, nu? Ca la orice produs bun pe care ți-l dorești și vezi valoare, de obicei găsești resurse ca să îl obții dacă ți se pare că e suficient de valoros. Cred că în filmul ăsta suntem și noi. Mersi, mersi fain. Mulțumesc și eu foarte mult.